Corpul neînsuflețit al deținutului de 23 de ani a fost găsit de un alt pușcăreaș responsabil pentru îngrijirea teritoriului aferent blocului locativ, care a alertat medicul instituției. Medicul de gardă a încercat să-l readucă la viață pe bărbat, care s-a strangulat cu funea agățată de dispozitivul de uscat rufe, însă tentativele au ieșuat. Deci cadavrul a fost anunțat la ora 6 de comisariatul de poliție. La examinarea cadavrului la fața locului, în jurul orei 6, la penitenciar, s-a depistat semne de moarte violent prin șanse de spânzurare. Alte leziuni corporale la examenul cadavrului nu au fost depistate. Pușcăriașul care și-a pus capăt zilelor era condamnat la 14 ani de închisoare. Despre acest caz au fost anunțați reprezentanții Inspectoratului de Poliție și cei ai Procuraturii din Raionul Suruca. La moment a fost inițiat un proces penal în cadrul căruia urmează a fi stabilite toate circumstanțele cazului, inclusiv motivul care a stat la baza acestui pas. Din împrejurările stabilite la fața locului, careva leziuni corporale sau semne caracteristice pentru moarte violentă nu au fost depistate, în afară de leziunile corporale care sunt caracteristice actului de strangulare. Potrivit mărturisirilor altor deținuți ai aceluiași sector locativ, ei nu au observat ceva neobișnuit în comportamentul deținutului, deși menționând însă că acesta era o persoană închisă, puțin comunicabilă, cu probleme în relații de familie, ambii părinți fiind decedați, iar celelalte rude nu l-au vizitat în detenție.